Așa este. Care ar fi provocările care ne-ar împiedica să ne îndeplinim obiectivele anul acesta? Blocajele. Să ne împiedice. Cred că aceste tensiuni de care spun că sunt foarte multe elemente imprevizibile care apar și care dau lucrurile peste cap, nu apar, cum să spun, omogen peste tot, ca să zic așa, că ne-am cam obișnuit cu această pandemie, dar apar pe aici, pe acolo. Adică, evident că sunt oameni a căror situație și a căror viață poate să fie foarte mult dată peste cap de aceste evenimente imprevizibile. Adică, una te duci să faci și alta se întâmplă și după aceea trebuie să schimbi cumva prioritățile și planul. Dar cred că totul este sub control într-o oarecare măsură. Sunt lucruri care fac parte din viață. Suntem foarte prinși în anumite, eu știu, energii colective, dacă dorești, în această perioadă și sunt au fost cauze, poate sunt mai multe efecte și interacționăm cumva între noi într-un fel foarte ciudat, foarte, foarte diferit, foarte straniu. Spuneai tu că sănătatea reprezintă o prioritate în această perioadă pentru noi toți. Cum vezi până la finalul anului acest aspect? Da, e foarte interesantă perioada, pentru că undeva între 13 mai și 28 iulie, Marele Benefic în Pește ne ajută în două feluri să ne stabilim obiectivele. Foarte mulți oameni spun noi să fim sănătoși și jurează mai mult de sănătate. Da, este foarte important. Marele Benefic ajută pentru vindecare. Dacă suntem sănătoși, putem să facem absolut orice. Deci trebuie să ne ocupăm de sănătate în 2021. Poate sunt lucruri pe care le-am amânat anul trecut. Și în ultimul rând, ca să-mi rămână puțin timp să vorbesc și despre planetele din Vărsător, care sunt practic vedetele acestei perioade, Marele Benefic în Pești înseamnă puterea rugăciunii. Cum ne îndeplinim obiectivele? Tu cum ți le îndeplinești? Eu, de exemplu, când nu pot să fac un anumit lucru... Cer ajutor. Da, cer ajutor divin. Adică când simt că mă depășește o anumită situație, adică nu cer tot timpul. Te rogi pentru sănătate. Și să nu uităm să și mulțumim, nu numai să cerem. Bineînțeles, să mulțumim, dar să nu uităm de acest element care vine odată la 12 ani și care este absolut fabulos. Și care poate să aducă minuni și miracole și absolut, eu știu, poate să răstoarne tot felul de situații. Acolo poate un medic a spus unei femei, nu poți să faci copii, este imposibil, nu mai ai nicio șansă. Sau acolo unde cineva a spus că o boală este incurabilă, sau acolo unde, eu știu, a existat o despărțire dureroasă sau și fără sens, poate, da? Marele Benefic în Pești poate să vină cu un fel de cadou, un fel de premiu la capătul unei curse lungi în care cineva s-a chinuit foarte mult să facă un anumit lucru și deznodământul poate să fie anul acesta, dar poate să fie și anul viitor în 2022, atunci când... Iată, asta e o veste bună, că putem asista la miracole în zona sănătății, da. la vindecări miraculoase. Interesant este că adunarea planetelor și interesant că facem emisiunea aceasta acum, pentru că undeva pe 11 februarie vor fi numai puțin de 6 planete în zodia Vărsătorului, acolo va fi o lună nouă. Luna nouă, Soarele, Luna, Saturn, Jupiter, Venus, dar și un Mercur retrograd. Extrem de interesantă tot acest episod în tensiune cu planetele din Taur, care înseamnă, eu știu, partea conservatoare. Aceste planete învărsători tind spre viitor, tind spre nou. Dar cum ne realizăm scopurile? Oamenii trebuie să se organizeze pentru interesele comune în asociație. Acolo unde este cazul, se pot forma anul acesta, nu știu, grupuri, echipe, partide, eu știu, oameni care se adună pentru un cel comun și care pot realiza, evident că cineva trebuie să existe acolo, trebuie să existe un lider și cineva trebuie să aibă o idee. Uneori oamenii însă se tem sau li se pare deplasat să facă ei primul pas, demersul, dar cu toate astea simt. De aceea, dacă pe cineva sau anumită persoană deranjează o chestiune care este undeva, nu știu, într-un spațiu public chiar, nu știu, un stop care lipsește, unde o trecere de pieton foarte periculoasă sau, eu știu, trebuie să facă toate acele demersuri, de data asta nu mai vorbesc de grupuri, da? Dar poți să faci tu ca individ demersuri care să folosească unui grup întreg sau unui cartier întreg, adică să nu ne sfim, să facem acești pași de care pot beneficia și găsim și locomotiva, cum spuneai tu. Găsim și locomotiva. Da,